Românii se integrează foarte greu în țări străine, nu suntem primiți cu brațele deschise, dar nici noi nu facem eforturi să ne adaptăm. Asta susține o conațională care trăiește în Belgia de 6 ani. În România, atunci când vin străini, organizăm evenimente, ieșiri în oraș ca să îi integrăm. În Belgia ești lăsat să te descurci singur, iar românii nu se străduiesc să învețe limba, trăiesc doar în comunitatea românească și nu sunt deschiși să își facă prieteni de alte naționalități. Nu încearcă să înțeleagă sau să adopte valorile și obiceiurile locale, ceea ce îi face să pară ușor speriați, a declarat Ileana Bălan pentru un ziar din diaspora. Conațională a subliniat că majoritatea celor care emigrează ajung să se resemneze cu eticheta de străin. De asemenea, românii trăiesc cu teama că vor fi evaluați în funcție de naționalitate și nu de performanță. Avem idei preconcepute, totuși străinii îți dau timp să le arăți ce știi și ce poți face. Depinde evident și de mediul în care lucrezi, de atitudinea ta și de nivelul persoanelor care sunt în jurul tău, a mai declarat conaționala. Datele statistice arată că în Belgia trăiesc aproximativ 65.768 de români. Lacrimi în comunitatea de români din Italia. Un conațional se află în stare critică la spital după ce a fost strivit de 3 baloți uriași de paie. Accidentul a avut loc în timp ce bărbatul descărca remorca unui camion. Într-un moment de neatenție, românul s-a dezechilibrat și din mașină au căzut aproximativ 900 de kilograme de paie. Conaționalul nu a mai avut timp să se ferească și a fost prins sub baloți. Victima, în vârstă de 65 de ani, a fost salvată de un coleg care a văzut scena de la distanță și a chemat ajutoare. Mai mulți bărbați au reușit să tragă baloții de peste român, apoi un martor a chemat ambulanța. Românul se află acum sub supraveghere medicală strictă, iar autoritățile au demarat o anchetă. A scăpat ca prin urechile acului după ce a dormit la volanul unui tir pe o șosea din Austria. Un român care transporta role de hârtie a țipit câteva secunde și s-a trezit în șanț. Mai mult, conaționalul a rămas încarcerat în cabină, iar semiremorca a blocat un sens de mers. Un martor a alertat autoritățile. La fața locului au ajuns polițiștii și o ambulanță. Însă a fost nevoie și de intervenția pompierilor pentru ca victima să poată fi eliberată din cabină. Din fericire, românul s-a ales cu rănișoare și a fost tratat la locul accidentului. Între timp, autoritățile s-au ocupat și de camionul răsturnat. Însă a durat aproape o oră până când autovehiculul a fost pus din nou pe roți. Poliția a început o anchetă pentru a afla cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul. Din primele informații reiese că românul, care este angajat la o firmă austriacă de transport, ar fi tranzitat țara fără să facă pauza cerută de lege.